Astăzi la Draft continuăm seria de challenge-uri cu noile iconuri în FC24. Cele mai bune prețuri pentru coins în FC24 le găsești pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. De asemenea, avem și un promo foarte fain pentru voi: cu cât cumperi mai mult, cu atât primești mai multe itemuri bonus, itemuri care pot fi transformate în coins. Vezi toate detaliile pe site. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod cu provocări aici pe canal La Draft. Dacă ești nou la această serie, ți-o explic eu pe scurt. În fiecare draft alegem un icon care o să fie vedeta acelei echipe. Suntem obligați să marcăm gol doar cu acel icon sau din assist de la acel icon. Plus, ne uităm frumos la atributele sale, la playstyle-uri și ne uităm și în trecut. Cum a fost acel card? Cum a dat el goluri în realitate? Ce l-a făcut pe el să se simtă, să se facă remarcat în lumea fotbalului și încercăm să reproducem stilul său de joc. Hai să vedem ce icon ne pică în acest draft. A plecat, tată, frumos, elegant. 4-1-2, 4-3-1-2, 4-4-2 flat, 4-3-2-1, totul pe atac. Știți ce aș încerca? Aș încerca și 4-4-2 flag-ul ăsta. Poate îmi dă alți iconi. Oh, nu cred, bă! Bă, nu cred. A venit regele, mă. A venit regele, a venit împăratul, bă. A venit Ronaldo. Poate facem doar un draft normal. High, low, 5 cu 4, 5 la skill moves, 4 la weak. Știi ceva? Stai un pic. Dar de ce nu putem să facem draftul lui CR7 în FC24? E cardul său special, cel mai bun card al său din joc, da? Și ne gândim, cum a dat el golul în realitate, cum a jucat? Băi, ca să fiu sincer, pe lângă assist și gol marcat de CR7, nu văd ce altceva, dacă am fi limitați în vreun fel, pentru că gol cu capul, gol cu stângul, gol cu dreptul, gol după dribling, gol din lovitură liberă, gol prin șut de la distanță, bro, orice am face este caracteristic jocului său din realitate. Are power shot, power header, incisive pass, a physical, trivela plus, bă, mă laș, acrobatic, aerial și flare. Hai să luăm, tată. Mamă, mămică, ce mișto să iasă. Ia vezi că vine un icon aici. Bă, nu vine niciun icon ăsta în banca, dar vine Osho ala, care ne place Osho. Ca Totopop și Kane, luăm Osho și poate combinăm aici cu un Frankie de Young, care nu vine, dar vine un Gavi. Suntem mulțumiți cu Gavi, e club cu Osho ala. Mi-ar plăcea să l-am și pe Ronaldo puțin în camp, știi? Rakitic și vine Spania 1. Uf, hai Rakitic, 50 pace. Mă omori, pe lume, un Neymar. Cum ar fi fost? Nu vine, vine Fleury, Chiesa. Nu e nimeni pe camp? Știi ce am putea să facem, mă? Să luăm și echipele pe care a fost Ronaldo. Să luăm un Chiesa, pentru că Ronaldo a fost la Juventus. S-am putea să facem asta. Da, mișto. Hai să facem și așa. Bun. Dani Rodriguez, Pablo Sarabia, David Neres, Malcolm pe campionat, pe ligă, ia vezi. Frumos, pe ligă. Hai cu Malcolm Ito, poate îl facem cumva. Pe right back vine Carvajal, Molina, Mazraoui, Dodo și Dorsey. Aici ar veni un Carvajal mie în mie, 100-100. Fundaș central. E greu și a dat rău de tot. A dat rău la fundaș central. O să încercăm să o dregem puțin. Naționalitatea ar fi Tuta, nu? Cu Malcolm o să suferim pe fundaș central. Davison, Diego Carlos du Brasil, Guardiol de Premier League, Schmecher, Guardiol, da, cum să faci chemistry cu el, mâncala? Și David Garcia, îți ia puțin chemistry. Cu cine ia, frate? Rakitic, bă, o viță, orbete mică. Hai pe fundaș stânga. Și fii atent că n-am văzut icon aici. Alex Moreno, ți-a 1, Blondel nimic. Alonso, ți-a full, dar e slab rău Alonso. 51 pace, Alex Moreno, alegerea. Nu iau încă portarul. Nu iau încă portarul. O gândim puțin. Toren, Simon, Lazari, Kerr și Yonwa. Ce e asta, mă? Franța 1, Italia, Germania, Franța. Ia left wing back-ul ăsta. Ai putea să iei un Lazari, mă. Trebuie să iei un Lazari aici, dar pierdem. Hernandez, Cov, Gaia.
Gaia intră bine, bă. Frimpong, Hernandez, PSG. Gaia cred că intră betonă. Mai luăm, ia două liniuțe. Bun. Aici cu un Icon, Jorginho, Gnabry, Flori, tot mă roagă cu Flori. Asta, Franța 1. E cam sandwich cu toate. Bă, nu se poate Flori asta, o iau până la urmă. O iau că m-a zăpăcit. Serhii Darder, îmi place Serhii Darder. Îmi place la mijloc, ar trebui să fie obligat. Am văzut și pe Costici acolo, da. Am văzut și pe Costici, era pe aceeași poziție totuși cu Federico Chiesa, în cu Varașchelia pe infon, Pedro Mertens. Vara ăsta e 5-5, aș folosi super sub mișto de tot, în cu și Hemp. Super sub, mă, iau pe Vara, iau pe Vara, mă, ce aveți. Fii atent că nu-ți dă, dar Ronaldo și nu are, se poate, fără jot, fără jot, nu se poate fără jot, abă, luăm pe jot aici, luăm pe jot a naționalitate cu Ronaldo, n-aveam cum să nu-l iau, mă, ta, venit Stefano și Angelino și Benitez, nimic pe aici, bă, niciun icon, nici nebun, Ola, Vlasic, Lodeiro, Budmir și, absolut niciun icon, ia, yeah. Așa creștem cu 1, nu te cred, Bruma, du Portugal, mă, du Portugal, ia vină Bruma du Portugal. Bruma du Portugal. Poate ăsta să fie icon în final. Băi, nu e, dar fii atent că e ligă, mă. Oh, e ligă și Rolfo, bă, Rolfo. Rolfo pe lubă, avem deja două acolo. Aldafsari ăsta, Saudi, mișto 89, pace, weak foot 5. Ce mișto arată cardul ăsta. Ai și un Karim Benzema, într-adevăr. Mane, mamă, Mane e pe echipă cu el, nu? Mane e pe echipă. Și e și lâmă Mane. Tati, ia-l, bagă-l la cutie. Ia uite-l, mâncala și pe el. Două, îi dă Ronaldo, îl facem în full. Băi, ce mișto. Băi, cât de mișto. A ieșit în full CR7. O minunăție. Și ultimul pic. Uite, n-am văzut icon în acesta. Asta este, nu o să ducem lipsa, zic eu, pentru că l-avem pe CR7. Nico Williams, vino Nico. Vino Nico, Nico, Nico. A, l-am pierdut pe CR7 așa, dar ne ducem în 20. Hai să rămânem. Vedem noi pe Super Sub-uri după aia cum le jucăm. Așa îl pierdem Guardiol și nu vreau să-l pierd. Bă, n-am luat portarul, mă, să știi că am putea să ne ridicăm și mai sus cu portari. Wow, non-rare portarul. După ce mi-a dat pe CR7 a zis jocul, bă, du-te, bă, de aici, bă, că nu mai meriți nimic, mă. Nu mai meriți nimic. Ăsta e bun portarul, fii atent. Gigi, bunu, bunu, bă, cui dă, dă lui Malcolm. Oaleo, bă, ești nebun, ce mișto a venit ăsta, bă. Ia vină bunu încă. Ia uite-l, mă. Full la Malcolm și aș putea. Poți să te joci, de fapt, acum. Acum, uite, chiar poți să vii cu Nico Williams. Să păstrezi pe CR7 în full. Și să vii la 23 chem. Mișto de tot, frate. Mișto i-am combinat acolo. Ai avea și combinație cu Oșoala, dar pierdem. Poate super sub după aceea Oșoala. Pe Gvara l-aș băga 100% și la mijloc mi-aș lua ceva. Frumos, bă! Frumos, 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 frumos. Acum la goluri. Avem gol doar Ronaldo, assist Ronaldo. Ăla trebuie să fie obligatoriu. Și o să încercăm și câteva goluri de la spectacula sau cu CR7. Ia vezi, primul adversar, Eusebio, îl blochezi pe Eusebio, ai vreo șansă, nu-l blochezi. Ai pus o viță. Ia, hai să vedem. CR7. Du-te, dată. Ăla-i Ronaldo! La primul! Primul atac! Hai, Trivela. Nu dăm pas. Îi dăm pe Trivela. Mamă, mă, mică. Era gol cu pasă. 100% aproape. Dar n-aveam, trebuia să încerc. Bă, și corner, bă. Su? Nu, bă, n-a intrat, mă. A luat, mă, pe penalti. A dat golanul. Bine. Încă una așa, încă una așa, tată. 2-1 să fie cu Gvara. Asistul lui Ronaldo.
Merge lobul? Nu, a scos-o! CR7 aproape să închidă meciul. Oșo! Nu așa, ovițule! Nu ratează! Sigur, nu ratează! A trebuit să meargă bine pasa asta lungă la lor Rakitic. E zeu pe lungi. Oh, și un power shot al Ronaldo. N-aveam cum să nu-l încerc. Băi, sincer, trebuie să încerc și o lovitură de căpățână. Cred că e prea tare. Nu e! Ronaldo aproape! Minge înapoi la noi, salvează! Poate încă o dată cu capul! Bă, ce e acolo, mă? Saltus. Și o trivela! Transversală, cum se ducea rachetuța asta. Ia du-te. Și un power shot, dar n-ai în poziție de power shot. Vezi că se joacă, m-a prins ușor acolo. Încă unul, Gvara! 4-2, îl prind ușor pe lateral. Bă, nu se pune! Bă, nu se pune asta, bă, Oviță, stai! Am uitat, bă! Trebuie să-mi dau autogol! Lele, nu se pune! Nu că ar mai... Deci e 3-2, stai puțin, trebuie să-mi dau un autogol aici. Scoate-l din poartă. Dei. Ah. Dei. Ce a fost asta? Nu, s-a ferat doar. Oul, Rășel, și pe Ronaldo și pe Eusebio, bă! Trebuie să încercăm de aici. Trebuia să încercăm și da, tată. Ronaldo este fabulos. 1-0. Siu? Și roșu. Dă-l afară. Dă-l afară. I-a rupt fâșul Bremer. Fii atent cum dăm. Tare și sus ia. Nu poți să o scoți pe asta. N-ai cum. Unde vrei miezul să duce așa, mă, tată? Încă unul Ronaldo, se știe. 3-0. CR7, imposibil de oprit. Mergem în semi, tată. Harry Kane și David Beckham. Trebuia să fi centrat mai devreme. Nu, Vițu. A scos portarul, ok. Păi facem, ce facem? Facem cu pasă. Unde e CR7? CR7, unde ești? Unde ești? Po, scos-o, băi, cum se duce asta, Oviță, ai cu verdele, tată. Frumos m-a prins aici, bravo. Du-te CR7, hai tată. Nu știu cum a ajuns mingea la noi. Nu știu nimic. Hai să-l facem, tată. Nu știu ce celebrare e asta.
Habar n-a ce-a făcut acolo. N-ai ce să-i faci, tată. Este incredibil cardul. Incredibil, Ronaldo. Facem 3-1. Pa, pa, la revedere. Hai și cu finala, băi. Virgilică, Stevie G, Smith, Sonny, Hansen. Nu știu dacă reușim. A pus și pauză. Am ajuns până aici. E bine. Hai, o să încercăm, bineînțeles. Dăm tot în final asta. Hai să vedem cum ne descurcăm. Bro, ce le face Ronaldo? Hai să vedem reluarea acolo. Cancel McGiddy. Superb. Și urmează. 1, 2, 3. Încă unul la fel. Doamne, cum e Ronaldo. Doamne, cum e Ronaldo. Cancel McGiddy. Incredibil. 2-0 și aia a fost, tată. Mamă, ce bară. Cum era golul ăsta? Cum era golul ăsta de la CR7? Era o minunăție. Era o beleță. Ia vezi că e asist de la Ronaldo. E asistul Ronaldo ăsta. Oșu! Hai cu golul, tată! Bubuio! Mamă, cum se ducea asta! Lelică! Cum se ducea bombițule ăsta! Mamă! S-a dus, mă, cu Hansen. N-am ce să mai fac aici. N-am. Trebuie să ies cu portarul. Ronaldo! 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 M-a luat aici. Oh, cumva reușim să scăpăm. Miracol. Am ieșit cu portarul și am apăsat și pe tackling acolo. E victorie? E victorie la draft. În challenge-ul cu CR7 în FC24. Fabulos a fost Ronaldo. A fost fabulos, ne-a adus victoria în toate meciurile, tancul tancurilor. Și hai să vedem și premiile, tată. Mega Pack și Premium Gold Players Pack. Hai să vedem ce iese din ele. Și nu uita, apasă și tu butonul de like dacă îți plac aceste challenge-uri pe canal la draft. Vine Premium Gold Players Pack. Bă, da, Spania, RB, Carvajal, Vasquez. E destul de slab ăsta. Vasquez. Sunt toți discard de aici. Sunt curios cât facem. Deci ăsta a fost 4100. Nu facem aia 15.000. Bă, și un mega pack, haide. Englez, portar Ramsdale, Pope. Oh! Bă, n-am făcut 15.000, mă. Din ăstea. Discard, 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 discard. Wow. Un anchor care se... Oh, două shadow-uri, 10.000 acolo la băieții, mă. I-am făcut, băi, mare talent. Bun, hai că ne-am scos până la urmă cu ăștia două shadow-uri și am făcut un profit de, să zicem, un 10.000, 10-15.000 de coins.